dragi telespectatori, în câteva momente începe emisiunea. Gazdele dumneavoastră de astăzi vor fi Erica Barbu, Andreea Dicu, Sorina Megheș, Miruna Stan, Sofia Buleandră și Alexandra Rădulescu. Bună dimineața, dragii noștri telespectatori, și bine v-am găsit! Sunt bucuroasă că sunt prima care vă anunță noutățile din emisiunea noastră. De acum, eu și Sofia Buleandra vom fi gazdele dumneavoastră la rubrica Știri de Spus. Dea vă va aduce invitați interesanți la rubrica Mentors, iar astăzi ne va vorbi despre ce implică profesia de jurnalist. Alexandra Rădulescu ne va face recomandări la rubrica Bucur Facebook și abia aștept să aud recomandarea ei de carte despre ce este important să știe copiii din era digitală. Sorina Megheș, la rubrica Mini Podcast, are doi invitați surpriză. Iar Miruna va veni în continuarea rubricii Mentors cu informații interesante despre jurnalism. Cât despre noile noastre colege, le urăm bun venit în echipa noastră și sunt convinsă că se vor descurca minunat. Bun găsit, Erica! Bun găsit, dragi telespectatori! Îți mulțumesc pentru frumoasa introducere! Și eu mă bucur să fac parte din echipa voastră. Iată ce știri am pregătit pentru voi. Pe 19 februarie 2024 se împlinesc 148 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Începând din anul 2005, această dată este marcată ca sărbătoare națională sub numele de Ziua Brâncuș. Această zi este marcată prin expoziții, vizite în orașul natal al sculptorului, lansări de carte și alte întâlniri de artă. Nu ezitați să mergeți la evenimente din orașul vostru! Știați că pe data de 21 februarie este sărbătorită Ziua Internațională a Limbii Materne? Aceasta este marcată anual în întreaga lume, începând cu anul 2000, cu scopul de a promova diversitatea. ONU consideră că limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare și dezvoltare a patrimoniului și ajută la încurajarea diversității. Iată-ne ajunși la ultima știre, care sunt convinsă că o să vă placă, dragobetele. Sărbătoarea noastră tradițională, prin care în fiecare an, pe 24 februarie, marcăm dragostea. Această zi aduce cu sine o atmosferă încărcată de dragoste și bucurie, celebrând iubirea, prietenia și tradițiile autentice. Dragobetele este considerat un fel de ziua îndrăgostiților într-o versiune românească. Dragobetele aduce și momente de veselie cu dansuri și cântece tradiționale, precum și organizarea de jocuri și concursuri în comunități. Bucuria și armonia sunt elementele centrale ale acestei sărbători, care aduc oamenii mai aproape unii de alții. Iată un joc pe care vi-l propun vouă, copiilor, pentru a marca această zi. Confecționați felicitări sau scrieți pe bilețele numele persoanelor pe care le apreciați, iar apoi distribuiți-le destinatarilor. Dragilor, continuăm ediția de astăzi cu rubrica Mentors. Eram obișnuit să ne prezinte rubrica Sorina Megheș, însă după cum v-am anunțat la începutul emisiunii, am inversat rolurile. Așadar, de acum, Dea ne va prezenta această rubrică. Colega mea are un invitat special, pe doamna Dana Popescu, jurnalist Antena 3 Pitești. Putem spune colega noastră mai mare, de la care noi, gașca micilor jurnaliști, vom primi pentru început câteva sfaturi utile. De asemenea, vom afla împreună cu dumneavoastră ce implică profesia de jurnalist. Să le urmărim! Bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Mentors, dar de data aceasta prezentată de mine. Un adevărat jurnalist este supus mai multor provocări, iar în emisiunea de astăzi vom vorbi chiar despre ce înseamnă să fii jurnalist. Și pentru că detaliile fac diferența,
nu pot să vă vorbesc despre profesia de jurnalist fără prezența unei adevărate jurnaliste a Antenei 3 Pitești, și anume Dana Popescu. Dana Popescu este realizatoarea emisiunii Cafeaua cu Piper, pe care o prezintă în fiecare dimineață de luni până vineri, începând cu ora 7, aici, la Antena 3 Pitești. O mai puteți urmări și ca moderator al emisiunii Arena Politică și Argeșul este aici. De-a lungul timpului a realizat și a prezentat și alte emisiuni, dar și diverse gale și festivaluri. Mă simt onorată și vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea să-mi acceptați invitația. Sunteți un jurnalist de succes, care are un palmares bogat. Sunteți realizatoarea mai multor emisiuni politice și de știri. Ați luat interviuri unor oameni foarte importanți. Și pentru că noi, gașca micilor jurnaliști, suntem încă la început în această frumoasă meserie, vă rog să ne răspundeți la câteva întrebări legate de curiozitățile mele și ale echipei. Bună dimineața, este o onoare și o bucurie imensă pentru mine să mă vezi așa, un jurnalist de excepție, deși de fiecare dată, eu am spus-o și o repet, nu vreau să mă consider neapărat un jurnalist, sunt mulți, mulți, mult mai bine pregătiți în acest domeniu, însă faptul că tu mă vezi așa și mă percepi așa, să știi că este o onoare deosebită pentru mine. Te salut, Andreea, și dăm voie să salut și pe cei care ne urmăresc la această oră. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și de ce nu să salut întreaga gașcă amicilor jurnaliști, împreună cu Mădălina Precup, faceți o treabă minunată și avem nevoie de astfel de proiecte, iar pe tine dăm voie să te felicit, Andreea, pentru că, iată, ai trecut la o nouă fază, nu-i așa, în acest proiect, stai de vorbă cu invitați. Felicitări și mult succes! Mulțumesc. Cum e să fii jurnalist? Ei bine, în primul rând, nu știu, dacă ar fi să definim termenul de jurnalist într-o epocă a schimbărilor, aici cred că ar fi foarte, foarte mult de discutat. Să fii jurnalist de succes, acum trebuie să stabilim ce înseamnă succesul, nu-i așa, în acest domeniu. Ce înseamnă succesul? Ce înseamnă un jurnalist de succes? Păi depinde. Fie este cel care atrage vizualizări sau atrage foarte mulți oameni care se uită prin prisma faptului că transmite o informație. Iar informația fie este ea, nu știu, de natură care să corespundă unor nevoi actuale ale comunității, iar nevoile, știm foarte bine, sunt și de natură emoțională, nu-i așa? Da, se poate considera un jurnalist de succes cel care vine cu povești de viață pentru că răspunde unei nevoi din comunitate în care se regăsesc foarte mulți. Da, un jurnalist de succes poate fi și acela care reușește să realizeze interviuri cu oameni importanți, nu-i așa? Vorbim de la oameni politici, de la nivel local sau chiar și la nivel național, oameni politici, oameni din administrație, și succesul, dacă îmi permiți, este dat prin faptul că reușește să-l pună pe invitat, indiferent de statutul pe care l are, într-o stare de confort, ca el să poată să livreze informația dorită. Așadar, ce să zic, îți mulțumesc foarte mult pentru că, iată, sunt invitata ta și că vorbesc despre ceea ce fac eu zi de zi. Când și cum a apărut pasiunea dumneavoastră pentru jurnalism? Și când ați știut că acesta este drumul pe care vreți să îl urmați? Iată ce întrebare frumoasă, Andreea. Mă fac să mă întorc cu mult timp în urmă, prin anii 99-2000, când într-adevăr am făcut primii pași către media. Cred că este un domeniu pe care foarte mulți tineri și adolescenți și l-ar dori să și-l asume la un moment dat în viața lor. Primul meu contact cu media a fost, cred că aveam 19-20 de ani, eram în perioada liceului și a fost la radio, televiziunea Alfa Pitești. Era prima televiziune, primul post de radio și TV din Argeș, dacă nu mă înșel. Așadar am început printr-o emisiune la radio, o emisiune săptămânală pentru tineret. Și având în vedere că eram acolo în domeniul radioului, am mers și mai departe. Ușor, ușor am început să prezint știrile la radio, să culeg informațiile din presa scrisă, să livrez știri, să am program local cu informații din showbiz, să pun muzică, să am învățat și butoane. Și dat fiind faptul că eram o instituție care avea și televiziune inclusă, am trecut și pe partea de televiziune la Alfa Pitești. Care este cheia succesului în jurnalism, din punctul dumneavoastră de vedere? Cheia succesului. Iată o întrebare extrem de frumoasă și care te face așa să te analizezi pe tine însuți cu propriile forțe și slăbiciuni. Dar am rămas datoare cu un răspuns. M-ai întrebat dacă când mi-am dat seama că este calea pe care trebuia să o urmez. Consider că nu poți să știi sigur dacă este calea, pentru că în momentul de față
pe parcursul vieții ni se deschid tot felul de oportunități, nu-i așa? La o anumită vârstă ne dorim să fim, nu știu, să fim învățători. La altă vârstă descoperim că ne place moda. În schimb, consider că dacă ai ajuns la o vârstă respectabilă și te afli pe aceeași cale, atunci poți să zici într-adevăr că a fost calea pe care ai ales-o. Ei, dacă ar fi să vorbim despre succes, care ar fi cheia jurnalismului, m-ai întrebat? Cheia jurnalismului, da? Care ar fi unui jurnalism de succes? Așa cum spuneam la început, Andreea, este foarte greu să mai definim într-un mod concret și coerent cuvântul de jurnalism. Știm foarte bine că jurnalismul este din ce în ce mai complex, însă, din punctul meu de vedere, cheia jurnalismului de succes este informația, este pasiunea pe care o ai atunci când îți faci treaba, să fii prezent la eveniment, să-ți culegi informațiile, pentru că, așa cum ai spus și tu la început, jurnalismul înseamnă să cercetezi, să analizezi, să structurezi și să prezinți. Așadar, succesul în jurnalism este să fii prezent la eveniment, să fii obiectiv, să fii politicos, să fii corect, să fii echitabil, să fii, prezent. Este foarte important și să te documentezi și chiar te sfătuiesc și pe tine și întreaga gașca amicilor jurnaliști să citiți, dragii mei. Cum gestionați și cum depășiți provocările care pot apărea în timpul unei emisiuni în direct? Ei, da, iată o întrebare foarte, foarte frumoasă. Păi, ce înseamnă, în primul rând, o provocare în direct? Se întâmplă de multe ori să nu mai meargă prompterul, nu? Știi și tu că te-ai confruntat cu acest lucru. Bun, de ce folosim prompter? Chiar dacă textele sunt scrise de noi, eu, într-adevăr, folosesc prompterul, fac textele înainte de emisiune, pentru că vreau să aibă o coerență în exprimare. Și se întâmplă de multe ori să se blocheze prompterul în direct. Bun, ce facem atunci? Iată întrebarea. Răspunsul depinde de fiecare în parte, nu-i așa? Având în vedere că am totuși o experiență, sunt în acest proiect Antena 3 Pitești de 5 ani de zile, anul acesta în iunie, pot să zic că m-am obișnuit cât de cât cu aceste lucruri. Păi, clar, chiar și cu experiența mea, primul gând este să mă opresc și eu și să mă blochez. Recunosc, se întâmplă și la case mai mari. Și am un truc, am o frază pe care o aduc de fiecare dată, în speranța că prompterul își va relua activitatea sau îmi trece o altă idee în cap și spun așa. Bun, așadar, doamnelor și domnilor, mergem mai departe și în același timp încerc să-mi găsesc o altă idee și să zic, iată ce zi frumoasă vom avea astăzi, de să improvizez. Un bun jurnalist trebuie să aibă anumite calități. Care sunt acestea? Bun, vorbim despre calități, într-adevăr. Jurnalismul, ca și alte meserii, consider că este de fapt o chemare. Trebuie să ai stofă de jurnalist, trebuie să fie, e adevărat că se și învață jurnalismul, sunt anumite principii care trebuie respectate, dar trebuie să vină să pornească de undeva din tine, să fii făcut pentru așa ceva, să-ți placă să redai evenimentele de la locul faptei. Printre calități, din punctul meu de vedere, aș enumera următoarele. Pasiunea, corectitudinea, trebuie să fii echilibrat, trebuie să fii just, trebuie să fii bine informat. Un bun jurnalist este cel care știe să asculte activ. Este o nuanță, aș putea spune. Ce înseamnă să ascult activ? Adică sunt prezent la eveniment, tu ești prezent acum cu mine în emisiune, mă ascult sau nu mă ascult? Eu n-am de unde să știu. Da? A asculta activ înseamnă că ai această disponibilitate fizică, deja o ai, pentru că suntem față în față, ai această disponibilitate emoțională să înțelegi ceea ce îți vorbesc eu ca și invitat. Nu-i așa? Și în momentul în care punem în aplicare această ascultare activă, putem să generăm și alte întrebări în afara celor care sunt scrise pe desfășurătorul tău. Așadar, un bun jurnalist, da, calitatea cheie din punctul meu de vedere, este ascultarea activă. Ascult activ invitatul meu, pentru că în mod clar, ascultându-l, pot să generez o altă întrebare care să fie diferită față de ceea ce mi-am propus eu să întreb la momentul respectiv. Misiunea unui jurnalist este să spună o poveste, o poveste reală, nu ficțiune, dar care să fie atractivă și ușor de parcurs, așa cum sunt poveștile. Valoarea unui jurnalist este dată de felul în care spune povestea, iar acest jurnalist va fi de succes dacă subiectul să aduce un public cât mai variat și numeros. Dumneavoastră sunteți un jurnalist de succes care abordează jurnalismul din mai multe perspective. Știu că aveți o rubrică în mediul online în care le citiți povești copiilor. Se numește Dănuța cu povești. Vai, ce frumos, mă așteptam
un bun jurnalist se documentează și află toate informațiile, nu-i așa? Da, într-adevăr, am inițiat această rubricuță Dănuța cu povești și asta pentru că în momentul în care eu am plecat din țară, am lucrat ca educatoare mulți ani de zile și mi-era dor să mă întorc la poveștile pe care le citesc copiilor și nu întâmplător, să știi, pentru că, așa cum ai spus, un jurnalist bun trebuie să vină cu o poveste și trebuie să vină cu acel talent de a reda, nu-i așa, ceea ce prezintă. E adevărat, făcusem Dănuța cu povești, din păcate nu mai m-am ținut și îmi pare atât de rău, dar să știi că mi-a adus aminte cât de important este și probabil că o să revin cu această rubrică. Poveștile consider că sunt extrem de importante și poveștile nu au vârstă. Poveștile ne ajută atât pe noi cei mari, cât și pe cei mici să emitem, de ce nu, păreri proprii, să trecem subiectele printr-un filtru propriu de raționament. O să mă întorc la Dănuța cu povești și dacă într-adevăr sunt copii care încă mai doresc și le place să audă povești, o să o fac, să știi. Și Dănuța cu povești va reveni. Citim povești, de ce nu? Pentru toți, și pentru cei mici și pentru cei mari. Ție îți plac poveștile? Da. Da? Consider că totuși mai ai vârsta de citit povești? Da. Până la urmă, cum am spus, poveștile nu au vârstă, nu-i așa? Și dacă sunt interpretate și redate frumos și pe placul tuturor, cu siguranță avem multe de învățat, nu? Când sunteți omul și nu jurnalista Dana Popescu, care sunt hobby-urile și pasiunile dumneavoastră? Ah, ce frumos, când ești om și nu ești jurnalist. E adevărat, și jurnalistul este și el om și are și el trăire lui și, în primul rând, cred că trebuie să fie om, nu-i așa? În schimb, atunci când sunt în afara studioului, ce pasiuni am. Îmi place să merg la teatru, îmi place să văd un spectacol bun, îmi place să citesc povești, îmi place, nu știu, să fac o prăjitură, lucruri normale. Care sunt principalele lecții pe care le-ați învățat de-a lungul carierei dumneavoastră? Principalele lecții, păi vrem nu vrem, cariera se îmbină și cu partea personală a vieții noastre, da? Este important așadar să găsim echilibru. Consider că este o lecție importantă în momentul în care ai o carieră solicitantă, să găsești un echilibru între carieră și viața personală. Este foarte important să rămâi autentic și să fii sincer, chiar dacă de multe ori poate fi și un defect, pentru că sinceritatea și faptul că ești autentic atrage alături de tine oameni care sunt la fel ca tine, iar mai mult de atât n-ai nevoie decât oameni care rezonează cu tine și de multe ori se întâmplă să te întâlnești și cu oameni care nu rezonează cu tine și poate că ai o lecție de învățat. Ce sfat ați oferit tinerilor jurnaliști care sunt acum în fața micilor ecrani? Tinerii jurnaliști, cei din gașca ta, nu-i așa? Din gașca micilor jurnaliști. Nu vreau neapărat să dau sfaturi, însă da, le pot spune următorul lucru. Emoțiile este normal să le aveți, toți avem emoții. Să nu vă fie teamă să vă trăiți emoțiile, să nu vă fie teamă să greșiți. Este în regulă să fie așa, important este să aveți capacitatea să o luați tot timpul și tot timpul de la capăt. Fiți autentici, fiți onești cu invitații dumneavoastră, pentru că se va crea acea legătură de armonie care va genera un discurs și un dialog cât se poate de consistent. Așadar, citiți foarte mult. Tot ce vă pică în mână, toate cărțile, citiți-le, vă vor ajuta în documentarea emisiunilor, chiar dacă nu sunt neapărat pe profil, dar veți dezvolta un vocabular foarte bun, veți avea o viziune proprie. Citiți, citiți tot ce vă pică în mână. Ați stat 14 ani în Canada, unde v-ați completat studiile în alt domeniu. Știu că ați fost educatoare. Da, așa este. A fost o perioadă extrem de frumoasă. În 2008 am plecat în Canada, așadar, plecând din media, radio și televiziune, în 2008 până în 2019, acolo a trebuit să merg la universitate pentru că am decis să lucrez cu copii și trebuia să am această specializare. Am făcut un certificat în dezvoltarea preșcolară, forma inițială, și un alt certificat în consiliere pedagogică. A fost o perioadă extrem de frumoasă pentru că ceea ce mi-a plăcut foarte mult acolo, și dacă îmi dai voie o să spun un lucru pe care vreau și acum să-l transmit, și anume importanța stilului de predare m-a fascinat în mod deosebit și faptul că se pune accent pe un stil de predare democratic. Atenție, democratic nu înseamnă să facă ce vor copiii, nu înseamnă un stil de predare permisiv,
Democratic înseamnă să partajăm responsabilitățile, să implicăm copiii în micile treburi de rutină atunci când suntem la clasă, să participe și ei, să dea cu mătura, să șteargă măsuțele, să mute scaunele. Și copiii chiar sunt bucuroși să facă acest lucru. Așadar, acolo se mergea foarte mult pe această idee de a participa activ la micile treburi de tranziție în clasă. De asemenea, un alt lucru important făcea apel la faptul că copiii au nevoie să fie valorizați, să vedem în ei lucrurile bune, să nu punem etichete, că sunt gălăgioși, că sunt neascultători, că sunt grași, că sunt slabi. Era interzis acest lucru, ci pur și simplu să le vedem niște nevoi pe care noi ca adulți să găsim mijloacele necesare de didactice ca să le potențăm valoarea. Dar cu siguranță este un subiect pe care aș vrea să-l mai discutăm cu altă ocazie. Ce zici? La final vreau să vă lansez o provocare. În cadrul emisiunii dumneavoastră aveți o ceașcă cu cafea cu întrebări. Așa și este. Eu am o ceașcă cu ciocolată caldă cu întrebări. Vă rog să extrageți un bilețel din ceașcă și să răspundeți provocări. Din această ceașcuță? Da. Sunt bun, ai schimbat întrebările, să înțeleg? Da. Iată o surpriză tare plăcută, e adevărat, mă gândeam că doar eu îmi chinui invitații cu întrebări din ceșcuță, dar iată că a venit și rândul meu. Bun, extrag o întrebare, da? Hai să vedem. Ok, bun, chiar am emoții, la asta nu mă așteptam. Ia să vedem cât de spontană sunt. Ce zici aici? Care credeți că este cea mai dificilă muncă din lume? Cea mai dificilă muncă din lume. Este greu, greu, foarte greu de răspuns la o astfel de întrebare. În schimb, consider că cea mai dificilă muncă din lume este cea care în care depunem foarte mult efort fizic. Dragilor, sper că ceea ce ați auzit azi v-a stârnit curiozitatea și poate că și voi vă veți orienta spre o carieră în jurnalism. Eu deja am început să pun bazele viitoarei mele cariere. Până data viitoare vă doresc să aveți o săptămână așa cum vă doriți. Acum predau ștafeta Ericăi. Mulțumesc, Dea! Într-adevăr, un subiect interesant de care și eu m-am bucurat tare mult. Informațiile primite sper că vor fi inspirație și pentru telespectatorii noștri interesați de acest domeniu. Mai departe, la rubrica Știați că, Miruna ne va surprinde cu lucruri interesante care să completeze imaginea pe care dorim să o conturăm astăzi despre jurnalism. Bună ziua, dragi telespectatori! Știați că la început jurnalismul nu a fost atât de respectat? Oamenii credeau că este doar o scuză a celor care vor să fugă de munca adevărată. Însă, în prezent, jurnaliștii au devenit supraveghetori ai societății, atenți ca instituțiile, guvernele și corporațiile să nu greșească față de populație. Știați că jurnalismul a ajuns să joace un rol foarte important în societate, iar în prezent este considerat ca fiind a patra putere în stat datorită rolului de paznic al societăților democratice? Știați că de-a lungul timpului au existat persoane cunoscute în lume care nu au fost de acord cu apariția presei? Una dintre aceste persoane a fost guvernatorul statului american Virginia, William Berkeley, care în 1671 își încheia discursul împotriva jurnalismului astfel: Dumnezeu să ne ferească de școlile gratuite și de ziarele tipărite. Știați că cel mai vechi ziar cunoscut a fost o fișă de știri din Roma antică, Acta Diurna, adică raport zilnic, despre care se spune că ar fi existat încă din anul 59 înainte de Hristos și prezenta oamenilor evenimente zilnice importante, cum ar fi discursurile publice? Știați că primele ziare de știri publicate în mod regulat au apărut în Germania în anul 1609? Știați că primul cotidian accesibil publicului a fost un ziar englezesc care se numea The Daily Courant și a apărut în anul 1702? Știați că înainte de sfârșitul secolului al XIX-lea, majoritatea jurnaliștilor și-au învățat meseria ca ucenici copii în texte? Știați că primul curs universitar de jurnalism a fost susținut în anul 1879 la Universitatea din Missouri, din Statele Unite ale Americii?
Știați că în anul 1912 Universitatea Columbia din New York a înființat primul program de absolvire dotat cu o bursă de la jurnalistul și editorul Joseph Pulitzer? Sper că cele prezentate le-ați găsit ca fiind interesante. Vă mulțumesc pentru atenție! Pe data viitoare! Mulțumim, Miruna! Întotdeauna ne-au plăcut curiozitățile pregătite de tine și am descoperit câte ceva nou. Dragilor, începând de astăzi, în emisiunea Gașca Micilor Jurnaliști, vom avea o nouă rubrică, mini-podcast, prezentată de colega mea, Sorina Megheș, unde vom descoperi ce ocupații și pasiuni au copiii. În ediția de astăzi, le vom avea alături pe Andra și Miriam, colegele noastre. Haideți să le descoperim! Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Gașca Micilor Jurnaliști. Sunteți curioși să aflați ce se va întâmpla în această rubrică? Haideți să vă spun. Dacă până acum am vorbit despre domeniile adulților, să vedem ocupațiile celor mici. În rubrica Mini Podcast vom afla lucruri uimitoare pe care noi, copiii, le putem face. Astăzi le avem invitate pe minunatele mele coechipiere. Vom afla de la ele cum este să faci parte dintr-un grup de jurnaliști. Cum a fost experiența lor la cursurile TV pentru copii cu Mădălina Precup și, cel mai interesant, ce fac în timpul liber și ce pasiuni au. Acum, după ce ați înțeles ce vom face la această rubrică, vă voi dezvălui invitatele. Alături de mine azi sunt Andra, care a fost prezentatoarea rubricii Mentors, și Miriam, care a fost prezentatoarea rubricii Știri de Spus. Andra este absolventa cursurilor TV pentru copii, acumulând cele mai multe premii. Acestea fiind Golden VIP, cea mai bună emisiune, și Best Attitude. Andra este o persoană optimistă, face cursuri de chitară, canto și reușește la fiecare concurs să impresioneze publicul. Cum bine știți, este și o bună prezentatoare, însă o voi lăsa pe ea să ne spună detaliat. Miriam este și ea o absolventă a cursurilor TV pentru copii, la care a obținut premiul Golden VIP. Este o persoană cu zâmbetul pe buze, încercând de fiecare dată să se autodepășească și să nu uităm că este o știristă care mereu reușește să ne încânte. Iar acum să începem! Bună dimineața, dragilor! Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de mine astăzi la rubrica nouă. Pentru început, ne puteți spune în câteva cuvinte să vă descrieți pe voi? Eu sunt o persoană optimistă, blândă, calmă. Uneori sunt și timidă, nu în toate momentele. Îmi place foarte mult să cânt la chitară, pasiunea aceasta mi-a rămas pe suflet. Și îmi place foarte mult literatura, îmi place foarte mult să citesc, pentru că acest lucru mă calmează și mi-aduce liniște sufletească. Mă numesc Nedelcu Miriam, am 11 ani și îmi place să cânt, să desenez și să fiu un mic jurnalist. Sunt o fată sensibilă, curajoasă, talentată și înțeleaptă. Vă plac aceste cursuri și ce se desfășoară în acestea? Dacă da, atunci nu uitați să vă înscrieți și să ne spuneți dacă doriți să vă alăturați echipei noastre. Cursurile vă vor ajuta pe viitor, nu doar pentru a deveni jurnaliști, dar și pentru a vă dezvolta. Cum este să fiți mici jurnaliști? Păi să fiu o mică jurnalistă este o experiență unică, de neuitat. Nu, eu nu m-am așteptat că pot ajunge până aici doar prin cursurile TV. Când am venit la casting, eu am crezut că doar o să facem niște filmări, o să învățăm ceva și cam atât. Dar nu m-am așteptat că pot ajunge până în momentul de față să am propria emisiune alături de colegii mei minunați. Să fiu un mic jurnalist presupune multă muncă. Documentare, formulare de texte, reformulare până la o formă care să ajungă la publicul tău. Când aceste lucruri devin rutina săptămânală, poți fi mult mai atent la alte detalii, ca postură, dicție, intonație, aspect fizic. Vă regăsiți în acest domeniu? Sincer, da, chiar mă regăsesc în acest domeniu, pentru că această pasiune o am chiar de foarte mult timp.
Dar dacă nu o să continui cu televiziunea, cu jurnalismul, sunt sigură că îmi voi reaminti cu mare drag această experiență, cum am putut să avem propria emisiune Gașca Micilor Jurnaliști și desigur că îmi voi reaminti și de cursurile TV pentru copii. Da, mă regăsesc în această profesie, deoarece îmi place să mă documentez, să muncesc, să-mi scriu ideile pe telefon sau pe foaie și să le dezvolt alături de mama mea, apoi să le repet. Care este cel mai greu lucru de făcut, dar cel mai simplu? Cel mai greu lucru de făcut cred că este faptul că înainte trebuie să ne pregătim foarte mult. Trebuie să avem grijă la ținută, pentru că, de exemplu, nu putem să ne îmbrăcăm în culori foarte deschise, cum ar fi albul, pentru că nu se va vedea chiar bine pe fundal. Dar putem să ne îmbrăcăm în culori aprinse, cum ar fi roșu sau roz, pentru că sau negru, negru se vede foarte bine, pentru că fundalul este mai deschis și cu culori mai închise sau mai aprinse, putem să ne evidențiem și să ne putem vedea mai bine pe cameră. Cel mai greu lucru pe care îl fac este să mă documentez, să scriu ideile, să le dezvolt și să le repet până mi le însușesc. Iar cel mai simplu este să mă aranjez înainte de filmări. Iar în final, aveți o recomandare pentru micii noștri urmăritori? Dragilor, vă spun să vă urmați visurile, pentru că întotdeauna este loc de mai bine și chiar dacă unii oameni vă spun că nu vă este în fire ceea ce vreți să urmați sau nu sunteți pentru acest domeniu, voi să continuați, pentru că dacă acest lucru care vă face fericiți vă reprezintă și doriți să-l urmați, puteți ajunge departe cu domeniul pe care vi l-ați dorit. Să se înscrie la aceste cursuri, deoarece acolo vor reuși să-și aleagă ce vor dori să facă în viitor, documentându-se pe mai multe domenii. Eu am întâlnit acolo oameni care m-au ajutat și m-au inspirat să văd ce-mi doresc și acestora le mulțumesc. Vă mulțumim încă o dată pentru apariția voastră la rubrica Mini Podcast. Vă mulțumesc și eu. Și eu vă mulțumesc. Dragilor, cam atât pentru ziua de astăzi. Nu uitați să ne spuneți dacă v-au plăcut invitatele mele și ce subiecte să mai abordăm la rubrica noastră. Vă doresc o săptămână fabuloasă, cu multe reușite. Acum o să predau ștafeta Ericăi, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou invitat. Sperăm că v-a plăcut noua rubrică și că acest mini-podcast oferit de colegile noastre v-a adus mai multe răspunsuri la întrebările dumneavoastră sau ale copilului dumneavoastră despre acest domeniu. Iar dacă vreți să vă alăturați, nu ezitați să vă înscrieți la cursul de televiziune cu Mădălina Precup. În continuare, la rubrica Bucur Facebook, după cum ați observat, am predat ștafeta unei noi colege. Alexandra Rădulescu este cursanta cursurilor de televiziune și este pasionată de cărți. Ea ne va aduce azi o recomandare de carte, cu informații care cu siguranță ne vor ajuta în dezvoltarea noastră personală, dacă le vom respecta. Haideți să vedem ce are de spus. Bună ziua, dragilor! Vă mulțumesc pentru frumoasa prezentare și mă bucur că fac parte din gașca voastră de mici jurnaliști. Rolul meu în această emisiune este să vă fac recomandări de carte în ton cu subiectele emisiunii. Jurnalismul de câțiva ani bun se identifică foarte mult cu zona de online, pentru că toate materialele și informațiile ajung acolo în paralel cu alte canale precum televiziunea, radioul sau presa tipărită. Pentru noi copii, tehnologia are numeroase avantaje, dar și potențiale pericole. Aceste pericole îi pot determina pe părinți să ne interzică smartphone-ul sau tableta, însă în acest fel ne pot priva și de multiplele beneficii și
oportunități pe care le oferă tehnologia. Cartea pe care vreau să o recomand se numește Copiii în era digitală de Diana Graver, o carte dedicată mai mult părinților, dar care trebuie povestită și copiilor pentru că ne arată cum pot învăța cei mici să navigheze prin mediul digital. Autoarea Diana Graver este cadru didactic specialistă în alfabetizarea digitală și avocată. Este cofondatoare unei organizații care se ocupă cu siguranța în mediul online și cu educația digitală, precum și creatoare unui program popular și inovator despre utilizarea adecvată a tehnologiei, care este predat acum elevilor din peste 30 de state americane, dar și din Marea Britanie, Canada, Noua Zeelandă și Africa. Sper că recomandarea mea va fi utilă. Acum vă las în compania colegilor mei și merg să mă documentez pentru emisiunea următoare. La revedere! Mulțumim, Alexandra! Un subiect util părinților și cu multe beneficii pentru copii. Dragilor, minutele s-au scurs, iar emisiunea a ajuns la final. Vă doresc o săptămână plină de iubire și vă invit să ne urmăriți în fiecare duminică de la ora 10 pe Antena 3 Pitești. La revedere!